Bine ați venit balanțelor! Haideți să vedem ce avem pentru voi săptămâna viitoare. Ce vrea să ne spună săptămâna viitoare. Steaua sau Cartea Vărsătorului, Un Nou Început, Regina de Monede și Echilibru. Cinci de monede. Pe ce cheltuiți? Mm. Ia un pic buzunarul, cred, dar cred că este și o pierdere de timp aici. Ceva care nu vă convine, ceva care chiar... Nu doriți să aveți de-a face acum. Ceea ce văd aici este că unii dintre voi doresc să-și cumpere o casă sau poate să investească în, într-o casă. Echilibrul nu este tocmai acum momentul să faceți lucrul acesta. E posibil într-adevăr, dar pentru unii dintre voi aș spune mai bine așteptați să luați o moștenire sau dacă există așa ceva. Dar nu este bine văzută energia respectivă această combinație și cu cinciul acesta de monede. Sau dacă așteptați un credit să știți că uh, va, ori vor schimba uh, dobânzile, ori va fi mult mai târziu pentru că nouă la acesta asta îmi spune, voi doreați să fie acum imediat, dar nu este și vă faceți prea multe gânduri și iluzii. Nu va fi săptămâna asta și cred că e posibil să nu fie nici săptămâna cealaltă. Sunt foarte multe întârzieri cu acest 5, uh, mai ales cu 7 la acesta de de cupe pe care îl avem aici. E ceva la care nu te aștepți. Ce avem mai departe? Lumea. 6 de spade, de spade, încă o dată, iarăși nebunul și regele de cupe. Vă luați un risc pentru a merge mai departe cu cineva. Ceea ce am eu aici ca energie este de fapt o energie de apă. Uh, voi nu vă completați reciproc cu energia respectivă. Chiar dacă ați avut ceva, voi doriți să închideți acea relație, cred. Pentru unii dintre voi asta văd aici. Deci nu e ceva la care uh, e pe viitor. Nu vă gândiți la un viitor împreună. Iar ceea ce îmi spune aici este un fel de nu vreau să mă mai implic în ceva. Pur și simplu nu doriți să vă mai implicați. Și este foarte multă... Uh, sunt multe divergențe între voi. Iar dacă este vorba de locul de muncă, și acolo se activează cam aceeași energie. Singurul lucru care va ajuta aici este uh, să înțelegeți că nu puteți schimba imediat... Nici în relație, nici în ceea ce faceți. Dar în parteneriatul respectiv vă gândiți foarte mult la asta. Nu sunteți oamenii care stați prea mult într-un loc și nu sunteți persoanele care veți locui cu aceeași persoană, vă plictisiți. Îndrăgostiții. Cineva la orizont, regina de cupe, pajul și un nou început. Hmm. cineva care a ieșit dintr-o altă relație posibil să vină în relație să fie în relație cu voi posibil să fie geamăn posibil să fie dintr-o zodie de apă dar aici există foarte multă gelozie sau ceartă și aveți asul de cupe este ceva din trecut deci revine ceva din trecut revine o relație din trecut Teaua, Saturn, este ceva karmic cu voi aici. Haideți să vedem ce avem și divergențele pe care le aveam, asta cu siguranță uh, vedeți cât de. cât de mult se luptă. E, e, e ceva la care nu vă convine. Fie vă certați din cauza unei pierderi de bani, cheltuieli, La locul de muncă sau poate chiar acasă. Pe ce este bazat locul de muncă? Haideți să vedem aici energia pe care o avem din partea celelalte persoane sau ce vrea să ne spună, de fapt. Dar cu siguranță șapte la acela, chiar vă rog să nu abordați niciun tip de credit acum. Este ceva misterios ceva ne la locul lui. Sau citiți de o mie de ori hârtiile alea, dar dacă vă încurcați în, într-un credit pe care o să îl aveți pentru o multitudine de ani și vă blochează pur și simplu toată energia, vă blochează viața. Să știți că atunci când faceți un credit e posibil să vă blocheze absolut tot. Deci, Vorbim de la relație, muncă, succes, tot. Sunt persoane care, karmic, nu au voie să facă datorii. Sau mai bine zis, da, există un acșatra, îți spune că să nu faci datorii dacă ai acel tip de yoga sau cum stau planetele. Deci, acele datorii să le faci pe numele partenerului sau altcuiva, dar nu pe numele tău, pentru că pur și simplu îți vei închide tot, deci vei bloca absolut tot. Așa este karmic, posibil să fi făcut în altă viață altceva. Regina de săbi, deci vine cu siguranță cineva în viața voastră, este un as de monede, sunteți față în față, este o energie extraordinar de frumoasă, avem soarele și nebunul. Este un nou început și iarăși aceeași energie, în momentul în care vă înțineți echilibru și face, și găsiți o soluție singuri, atunci sunteți foarte bine poziționați în privința energiei pe care o aveți. Și este posibil tot la fel să, fie, să fiți față în față cu cineva. La, în momentul acesta nu aveți o comunicare. Și unul din voi se gândește foarte mult la cealaltă persoană. Un mesaj de dragoste, dar nu știți cum și cine va acționa. Haideți să vedem ce se întâmplă aici atunci. Am pajul de bute. 10 de cupe foarte frumos. Deci nu se poate. Soarele și luna. Wow! Nu se poate. Două energii total diferite. Știți ce imagine am aici? Imaginea unui tigru calm bine dispus, nu-l deranjează nimeni, dar în momentul în care a pus ochii pe acel ceva, sare. <laughs> e foarte interesant. E, 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 o, e ceva la care uh, pur și simplu, din calmul acela, explodează deodată. E un fel de letargie și imediat devine foc. Se activează. Și asta înseamnă că este cineva care vă activează. 3 de cu pentru întotdeauna îmi place, este petrecere. Este în a petrece cu prietenii, cu iubitul, iubita, în a te distra, vedeți, o aici. Același lucru. Deci cu siguranță veți avea ceva foarte frumos în această săptămână. Turnul, marea surpriză, cine poate fi? Poate vă gândiți la cineva sau poate este o persoană care se gândește constant la voi, pentru că este și energia voastră această regină de spade. Șapte de cupe, <coughs> scuze, cineva care uh, își face foarte multe vise. Sau poate nu vă așteptați voi aici. Nouă de băte, foarte intens, foarte intens. Deci, uh, fie persoana cealaltă, fie voi, ați trecut prin relații multiple până încercați să găsiți acel ceva. Deci e foarte intens. Și e extraordinar de frumos. Dar ceea ce nu vă, e, e, vă împăcați voi este în multitudinea de idei sau poate nu sunteți pe aceeași undă în momentul în care vorbiți, dar de fapt să știți că ă, aveți o chimie extraordinară cu persoana respectivă. 5 de cupe. Deci persoana cealaltă se gândește sau poate chiar și voi în același moment pentru că aveți 5 de cupe ambii. Unul din voi s-a gândit la căsătorie sau unul din voi a încercat să, să se mute unul la celălalt. Dar totul se, se termină frumos, vedem pentru cine o energie de foc, șase de bute, e ceva la care amândoi puteți avea succes. Dar cinciul acesta de cupe, ambii îl aveți. Iar zecele de cupe este armonie, șapte de cupe în schimb, persoana cealaltă e posibil să nu fie pentru voi și se autoamăgește. Sau mai bine zis, propuneți să cumpărați ceva, să faceți ceva, dar de fapt nu este ceea ce vi s-a arătat și sunteți înșelați în privința unui imobilier ceva la care... cu care aveți de a face aici. Și pentru unii dintre voi poate fi chiar uh, ascunderea unei afaceri sau a banilor. De ce? Pentru că am masul de monede, am 10 de cupe și 7 de cupe. Asta înseamnă că ceva se. <coughs> scuze, se ascunde. Fie un partener ascunde de alt partener, la modul iubiți sau la modul afaceri. Și e ceva care iese la iveală cu acest turn. Atunci când ți lumea mai dragă, iese la iveală. Ceva. Poate chiar știați. Ups, ce avem aici? Copii, pasiune, să ierți și să înveți. Pentru unii dintre voi pot fi animalele de casă. pasiune este una dintre cele mai frumoase iar aici uh, îți spune într-un fel, este ceea ce spuneam mai înainte, posibil să revină cineva din trecut și va trebui să ierți persoana respectivă. Poate fi reciproc, poate fi și din partea celuilalt E, chimie, <laughs> chimie. <laughs> Deci cu asta se termină săptămâna și mă bucur pentru voi. Sper din toată inima să treceți peste toate aceste lucruri pentru că există ceva mult mai frumos. Numai bine, la revedere!